Eu dormeam, eu tot timpul dorm când ea pleacă și dimineața acum mă trezesc nu e acasă. Așa s-a întâmplat întotdeauna. Că ea pleacă la masă și vine după trei luni când îi vin facturile, pa asta e, se întâmplă. Deci n-am nicio emoție că nu se întoarce. Da, dar ea a plecat din cauza infidelităților dumneavoastră, nu a plecat degeaba. Adică, cum s-ar spune, m-a prins Ca să cu Să nu dânsa vă spune înșelat, nu, că ați Aha, spus că înșelat adică se începem altru. să... Asta e, cred că e natura poporului român și genetic ne aparține. Tot timpul găsim motive la alții orice ni se întâmplă e devine celălalt niciodată nu ne tăm în oglindă să spunem, domnule să ne asumăm responsabilități domnule sunt de vină, eu am greșit dacă ai un accident cu mașina e clară treaba a fost șoseaua strâmbă că dacă era dreaptă nu intram în copac astea suntem noi ea spune de, nu vă de la ea, ea spune de infid, infidelitățile mele are o dovadă, are o probă și dacă e așa da, cum spune nici dumneavoastră nu ați negat -ați pus nici n-am de gând să neg niciodată Pai. nimica atunci, dar practic... eu zic că prezumția de nevinovăție trebuie să funcționeze și în lumea reală, în lumea în care există, okay, și în și acum. peste tot. Ați înșelat sau nu? nu? Sau, mă rog, ați fost infidel sau nu? În niciun caz cu persoana cu care am fost acuzat. În niciun caz. Și atunci atâta a, timp deci cât nu există fost probe Dar nu are importanță. Păi, nu are importanță. Eu spun altceva. Domnule. Păi ea v-a păi, acuzat de ceva? Bun. De atunci hai să luăm altfel. Dacă sunt atât de rău, de ce se întoarce? Păi aveți și calități. Care ar fi, în afară de card, care ar mai fi calitatea esențială a mea? Poate... Sexul bănuiesc că jumate din populația României sunt bărbați și au sex. Masculin vorbesc. Altceva ce? Ce alte calități? Sufletul. Și din ăștia alții, știu eu, jumate din populația lui, 11 milioane de bărbați din România, da, poate... sunt ne nesuflețiți sau care e problema? V-ați gândit că poate vă nu mă credeți cu să nu cumva să aveți impresia că aveți un interlocutor tâmpit. Nu sunt tâmpit de nicio culoare, Hai că dacă eram un tâmpit... Să păi, ei, hey, nu v-ați permite să credeți. Credeți din adânc cu sufletul, atâta timp cât dumneavoastră a fost atât de naivă, să credeți că Adriana uh, ar fi plecat de la mine pentru infidelitățile mele și subit s-a întors pentru sufletul meu. Nu, no, pe păi când pleci, pleci. Nu neapărat. Dar cum faci? Pleci? Păi te eu vă spun că sunt femeie, nu știu cum fac bărbații. Poate pleci la. Eu n-am plecat nicăieri. De deci ce am stat acasă tot timpul? De deci ce eu dormeam când ea a plecat? Și -a... O fi plecat până mă, să stea de vorbă cu S-a întors după trei luni, că a avut de discutat mai mult. Și tot ea s-a întors. Poate și-a dat seama că vă iubește cu adevărat. Și nu-și dădea seama înainte cu o zi, sau după ce am fost eu infidel, cum spune ea, și-a dat seama că mă iubește. A fost un circ mediatic ca să-și vândă ziarul. Dar putea să-mi spună că-i cumpăram eu tirajul de 100 de mii, nu e nicio problemă. Am auzit că ați cunoscut o dansatoare sau ceva din Venezuela, e adevărat? Cunosc foarte mult lume, inclusiv dansatoare din Venezuela, inclusiv uh, senatori din Statele Unite, uh, prințese din uh, uh, regatul japonez, uh, thailandeze, dacă de femei vă interesează. Da, cunosc și profesori universitari din România, zidari din Statele Unite deci cunosc foarte am multă înțeles. lume înțeles. și cercurile în care mă învârt sunt tot felul de oameni, pentru că eu am avut talentul în timp banii să nu mă schimbe și am rămas un om normal și s-a de vorbă și cu primii V-am întrebat asta pentru că a fost la un moment dat o discuție că ați văzut că v-a plăcut de ea, ceva de genul ăsta dar e clar că nu vreți să-mi răspundeți Păi eu nici la Angelina Gelină am răspuns la telefon De ce? Pentru că nu m-a sunat am înțeles. Și același lucru a fost și cu venezuelanca, la care mie îmi plăcea de aia, de aia nu știa chestia asta, că nici nu mă cunoștea. Adică, <lip> nu trebuie Dar să... Dar de unde a aflat Adriana? Că ce? Că v-a plăcut de... Că am dat eu o declarație de presă, doar că din presă. Că aveți pe cineva, v-ați îndrăgutat, o dansatoare venezuelancă de exemplu, putea să fie și columbian, da. Acum ce faceți? Locuiți, locuiți din nou împreună? Poftim? Locuiți din nou împreună cu Adriana? Da, locuiește la mine, da. Și în ce relații sunteți? Poftim? În ce relații suntem? Păi pentru că suntem divorțați, suntem în relații bune. Că dacă eram căsătoriți, eram despărțiți. Da. Și intenționa să rămâneți așa, nu? Eu nu intenționez nimic, că eu aștept ca Adriana să meargă la mama să mă ceară, cum e normal să mă ceară, să vină cu zestre apartamentul Măsa din Pantelimon și pormă să facem și nuntă, eventual. Deci că îmi place să, să fiu generică, sunt băgat în seamă. Când ești generică, ești băgat în seamă. Și pentru că am o problemă de asta de imagine, fac multe nunți și când, nu au, nu au, când am locuri libere, așa, ferestre în programul de nășit și nu nașez, atunci mă duc eu de mire. Când ați nășit ultima oară? Acum trei zile. Pe cine? Pe Ila, de la grupul VOA. Pe... Unul, de la copșa Mică. Că e Dar negru. de ce faceți asta? E, nu știu, vă place așa de tare să. Să nășiți în fiecare weekend? Păi dacă vine lumea și mă cheamă de naș, ce ar fi trebuit să-i spun lucrurile? Dar de, de ce oare? Sunteți generos? Nu cred. Nu știu. Nu, nu, generoz generozitatea nu poate să fie cuantificabilă. Să sensul dacă le dați banii. Eu cred că. A, nu, nu fac chestii de asta. De ce să le dau bani? Nu cred că au nevoie de bani. Eu cred că ție un părinte spiritual ca să-ți dea sfaturi. Nu bani. Ce zice noastră? și popa la biserică. Părintele spiritual, și ce sfaturi le dați, în general? <coughs> în funcție de conjunctură. Ați declarat cumva că nașii care vor dori să fie pentru micuți, că am zis că va fi băiat, nu? Sau încă nu se știe? Cred că va fi băiat. Că se va face o licitație? Avem în calcul și varianta asta. Păi de ce să faceți asta? De ce să nu aibă și copilul meu în început, știu eu, pe cunear zdravăn? Păi da, ați spus că aveți foarte mulți bani. Când ați spus faceți? că am foarte mulți bani? Așa am reținut. Ați dedus, dar am nu dedus, ați reținut greșit. A zis că Adriana nu poate să cheltuiască atât cât produceți dumneavoastră. Da, dar ea cheltuiește, să a Asta, faptul că eu tot timpul sunt cu 5 lei în fața ei, asta nu înseamnă că ce a fost în spate nu toacă temeinic. Păi și vreți să faceți o afacere din botezul copilului dumneavoastră? Nu e o, Mi -o afacere, în început pentru copil. Scoatem o licitație nașul, nașii copiilor, care dau mai mult și eu fiind ardenar, noi să poartă și câte 12 nași, așa că vom avea naș de diamant, naș de platină, naș de... pe categorii. Bă, începând de la 10 milioane și de euro... Și dacă nu va dori nimeni? Atunci o să nășim cu nașii noștri. Cine să în nașii dumneavoastră? A, familia familia de la Brașov. Cât sperați să câștigați din această licitație? 100-200 de milioane de euro. 100 de milioane de euro? De ce nu? Nu știu că parcă ați declarat uh, un milion. A crescut? A crescut într-un timp. Nu, păi, dacă o să fie mai mult, să nași cu câte 10 milioane fiecare, 9 milioane, 8 milioane, și... plus că scoți și numele la licitație. Asta cum? Nu, nu, prea înțeleg cum, scoateți numele la licitație. Adică care dă mai mult numele îl punem. Deci păi și credeți că va fi cineva interesat să Nu știu, dar orice are un început, Dacă când a deschis realitatea, credeți că cineva avea încredere că o să meargă un canal de știri în România, toată lumea are de, de mine uite că s-a întâmplat să funcționeze. Cum veți dori să-l cheamă pe copil? Cum vrea cel care plătește mai mult. Nu, că auziți în ceva de Maximus. Asta e o variantă intermediară, în cazul în care nu... Dar de ce Maximus? De ce nu? Deci, practic, nu aveți... Maximus pentru că nu se traduce în limba maghiară. Am înțeleg. Deci, așteptăm ca Adriana <coughs> să vă ceară în căsătorie. nu să nu, merg la mama nu să mă astfel. ceară pe mine. Pe m-a cerut. Trebuie să merg la mama, să mă ceară de la mama. Deci e o problemă să mă... acolo? Nu. dar mi se pare normal dar în ce relații sunt? Foarte bune. Da. Mama noastră nu a fost afectată de-a lungul acestor căsătorii divorțuri? Nu, no, are pensia prea mică, nici nu cred că și-a plătit cablu. Nu, nu cred că. A, nu. Și -a stă urmărit. și la aceste kilometri. Nu, nu a afectat-o niciun fel. Adică, dacă e un om normal, cu siguranță nu a afectat-o poveste asta. Cum la fel, nici pe mine nu o să mă afecteze o poveste similară a fiului meu. Da, spuneți-mi, toate aceste divorțuri și căsătorii repetate, nu v-au afectat inima, nu știu. Nu, de ce să ne afecteze inima? Păi n -ați a fost super, un... n ați Nu, a fost un. n-ați înțeles și acum trebuie să le din nou și am o, situa am o față de prost. <coughs> a fost o, o, un exercițiu de marketing. Deci, ne, eu și soția mea, dacă vreau să ne facem publicitate, ne costa între 5 și 10 milioane de euro. Ca să avem aceeași imagine pe care o avem astăzi gratis. Dar Ceea... considerați că v-ați făcut publicitate. Păi de asta a fost scopul. Nu, nu, poate că v-ați făcut și publicitatea negativă. prin Atâta timp și... cât noi nu trăim din uh, imaginea cu pricina, nu a avut cum să ne afecteze. Deci nu v-a interesat, practic? Nu, ce? pentru că legea spunea clar că în cazul în care ai o imagine nefavorabilă, o să plătești impozit mai mult. Dar în cazul în care ești vedetă și o persoană publică care trăiești din imagine, s-ar putea să-ți afecteze imaginea, să nu mai prinzi roluri în filme, să nu mai ți să vândă discuri și așa mai departe. Pe când, noi n-am avut problema asta niciunul dintre noi, dar, în schimb, ne-au crescut tirajele la publicații. Spuneți-mi și mie, cum se desfășoară viața noastră de cuplu? La ce oră vă ceți acasă? luați masă fiecare zi? Ieșiți cu băieții în oraș? Băieții mei sunt în Statele Unite. Nu cu băieții noastre, cu băieții. A, cu prietenii? Da. Eu nu am prieteni. Deci ce faceți, practic? De câte ori vă vedeți pe zi? Doar seara? De două ori. Luați masa? Dimineața când mă trezesc și ea doarme și seara când ajung eu acasă și ea doarme iar. În perioada asta trebuie să dormăm. Păi mai la mai. ce oră ajungeți acasă? Păi dacă sunt la Dan Diaconescu, ajung la 4 dimineața, dacă sunt la Mădălin Ionescu, ajung la 1 noaptea, dacă sunt la dumneavoastră, ajung ca un om normal, că e emisiune înregistrată. Deci emisiunile vă țin... Uh... Și emisiunile. Și în weekend ce faceți? Uh, încerc să dorm. Dar în fiecare weekend am work team building ori... Uh... Cât timp petreceți cu soția? Asta vă întreb. Toată noaptea. De deci, ce? Lumea n-a înțeles și Fui cred că trebuie... noaptea dacă ea doarme? <coughs> deci am un singur viciu. Care este acela? Soția mea, restul sunt simple plăceri. Și la simple plăceri ce se încadrează? Fumatul, cafeaua, jocurile de noroc, fotbalul... Alte femei? Nu. No. Nu? No? Nu, că n-am timp. Dar dacă ați avea? Cred că... Sunt și eu făcut din sentimente, nu sunt plantă. Ei, de ce contează sentimentele? Adică v-ați îndrăgostit de altcineva? Adică să faci sex sportiv deja mi se pare o crtinitate, numai așa, dar dragul de a te duce să te încurci cu cineva care, pe urmă, după ce ajungi că ea în pat, îți dai seama că, de fapt, pute ca hoitul că e nespălată și să ai și o emoție în... să până mai bine, nu. Credeți în Renunț. ideea de amantă? Acum, ce se întâmplă... <coughs> Amanta e, știu eu, complementarea soției. Pentru? Pentru orice cetățean care e ne, nesatisfăcut, nu sexual, deci nu mă refer numai sexual, e nesatisfăcut în, în familie, un bărbat încearcă să-și continue existența în afara spațiului conjugal. Din punct de vedere al uh, uh, liniștii, al uh, uh, mâncării, al mâncărilor, al sexului, al tot ceea ce uh, cuprinde adică o există familie. Există și amante care gătesc? Da, cu siguranță. De unde știți? Păi pentru că nu poți ca să mergi la o amantă dacă ai tot ce-ți dorești în trăsânii familiei. Deci Dar dacă de unde ai... știți că există amante care gătesc? Pe păi Pentru că majoritatea. Bărbaților care își trag câte o amantă poartă Și o trag nu neapărat din motive Sexuale din... V-am întrebat de unde știți dumneavoastră asta Pentru că trăiesc în lumea reală Ați auzit reală. undeva? Da. Știu păi cazuri că Nu aveți prieteni? Știu cazuri Nu, trăiesc în lumea reală Dar dumneavoastră aveți impresia că prietenii când se întâlnesc Își discută uh, aventurile sexuale? Cred că da Eu cred că nu E păcat să-ți ieroșesc timpul. Asta probabil se întâmplă de la clasa a noua în clasa a douășpea sau până la a doi de facultate, dar por o cretinitate să discuți. Mă rog, atunci când hormonii fierb și ca să te dai șmecher, înțeleg. Dar de cea când ai 35, 40, 45 de ani ca să discuți cu cine te întâlnești de relațiile tale sexuale, trebuie să ai o problemă la scufiță foarte mare. Ați fost vreodată la bordel? Da. Erați căsătorit? Nu. Nu? Unde ați fost? În ce țară? Uh, în Germania Și v-ați mai duce? Mm, nu cred Adică credeți în serviciile acestea? Dacă ai acasă, nu ai nevoie De ce să te duci la bordel? Păi să întreb asta pentru că ați spus de amantă Și deci preferați variant... În la bordel să duc ciudații deci, în general, să duc ciudați la bordel. În ce sens? Oameni la care le miroase picioarele, la care le miroase gura, deci nu că ne spălați pe dinți, dar o, o problemă. Și atunci te duci să uh, beneficiezi de servicii sexuale pe bani, cum să beneficiezi de servicii de coafură și frizerie, pe bani. Că nu poți să te tunzi acasă, că iese dracu mm. te duci la cineva să te frezeze, nu? Nu-i corect. Nu. Același lucru se întâmplă și la bordel Plătești tariful și beneficiezi Niște servicii sexuale Deci oamenii normali nu ar trebui să meargă Nu oamenii normali nu ar trebui să meargă Oameni normali care au o familie Nu vă cer căuta la bordel Eu o prostie fără margini Sau în momentul în care Ai o soție Ești căsătorit, dar soția nu mai poate să facă Din anumite motive sex De niciun fel Bacă au operat-o și a au băgat sârme în gură Bacă nu știu ce probleme are, nu știu de care. Că sunt, cazuri pe planetă. E, în momentul ăla nu văd niciun impediment să te duci la bordel ca să-ți reglezi problema hormonală și să vii acasă liniștit fără să-ți arunci cineva asta pe geam și așa mai departe. Dar mentalitatea la noi e foarte îngustă, noi avem mentalitate învechită Uh, se plusează foarte mult pe uh, canalele bisericești și pe dogmele religioase care nu au nicio legătură cu realitatea în care trăim. Și o altă componentă foarte bună a abordării bănesc e pentru tânăra generație că nu ar mai fi atât de multe violuri. Eu la 14 ani, la filmul cel mare, am făcut ca două gagică. Dacă am făcut bine sau nu, sau dacă voi ajunge în focul ghenei pe tema asta, mi-asum responsabilitatea gestului meu. Asta este. De ce? de ce? la 14 ani? Pentru că am considerat că e destul de matur ca să întrețină o relație sexuală. Pentru că zburdau hormoni într-un mare fel în el și de câte ori intram dimineața la el în cameră, avea pătura acord și a zis, nu mai ține vrăgea la gata, e bun de... Da, Lamborghini de ce i luat? Pentru că l-a meritat, l-a câștigat prin munca lui. Dumneavoastră ce mașină conduceți? Un seria 7, un X5 și un seria 3. Da, totuși Lamborghini e mult peste. Două avioane și un yacht. Poftim? Lamborghini este mult peste, nu? Așa și-a dorit copilul. Mă rog, îi spun copilului, are 20 de ani, nu mai e un copil de mult. Uh, pentru că a trăit fără mama, a fost un copil care s-a maturizat înainte de vreme. Un copil, eu consider că trebuie să rămână copil până la 16 până în 18 ani poate să fie copil. Dar noi și greșim părinții pentru că privim un copil toată viața ca pe un copil. Din nou publicitate. Să nu plecați! De când este însărcinată, vă purtați mai frumos cu soția? O, mă rog, cu fosta soție. Cu un În ce sens sau ursă, mai Dacă sunteți frumos. mai delicat, mai tandru. Eu nu -am, am simțit nicio modificare. Dar sunteți delicat? Și Asta numai pe domnia sa puteți să o întreba, să vă un răspuns pertinent. Eu v-aș minți că da, dar nu cred că. vreau De modificare. câte ori vorbiți cu, cu ea la telefon pe zi? De câte ori mă sună? Nu sunați niciodată? Niciodată. De ce? Nu-mi permit. Ce nu vă, per să, nu vă permiteți factura telefonică? Sau? Nu, nu-mi permit să o deranjez. De ce să sună? Uh -huh. Să sun pe cineva înseamnă că ori ai treabă, ori ești disperat. Eu am foarte multă treabă și nu sunt disperat. Poate, în clasa a șaptea aș fi sunat-o de vreo 20 ori pe secundă, dar am și eu niște ani, și dânsa are niște ani. Dar au iubit? v a spus o întrebare foarte dificilă. Haideți să definim iubirea. Dați-mi definiția iubirii. E, cum? e greu să vă dau definiția păi iubirii. Și atunci, acum, întrebați da, ceva ați care nu în putem cuantifica. Eu îmi iubesc copiii. Da, asta mă îndeamnă. Haideți să luăm ca punct de refer iubirea aceea. Îmi iubesc și mașina. Cu totul că n-am de gând să fac sex nici cu copii, nici cu mașina. Și toată lumea confundă iubirea cu sexul. Nu, nu. Îmi iubesc și părinții. Cu sufletul iubiți pe Adriana? Eu iubesc oamenii în general. Pe Adriana în special, dar... Dom'le, prigoană. Eu iubesc și pătrănicianul. Nu fiți mai dificil decât trebuie. iubesc și pătrănicianul. Cu el aș face și sex, dar... Uh, am motivele mele să împart în categorii de iubire uh, populația planetei. De deci ce o iubiți sau nu? Depinde cum, în ce sens spuneți dumneavoastră. Deci înțeleg că sunt sunteți de un acela de bărbat care nu vrea să recunoască chiar dacă are sentimente. Păi da, așa vă dau un răspuns chiar. Da, spus. o iubesc. Da, vreți să-mi tai venele în direct? Nu pot să fac chestia asta. I-ați spus vreodată că o iubiți? Uh, cred că da, da. De câte da. ori? De câte ori e spuneți des? În ultima perioadă nu. Deci, noastră nu sunteți sigur că o iubiți, dar îi spuneți că o iubiți. Păi, sunt foarte sigur că o iubesc. Dar, cu an... dumneavoastră, n-ați definit iubirea. Pe păi deci cum să ne iubește o femeie când urmează să-i umflu apartamentul, măsa din Pantelimon? Am înțeles. Și, și ea mă iubește pe mine, nu? Până într-o zi când o să se termine cardul. Și, pe urmă să mai. Într-o relație există și intervine rutina. Lumea nu pricepe și nu discută un subiect foarte important. Un Rupti. cuplu nu, poarte, nu poate exista și rezista fără comunicare. Cel mai important lucru într-o relație e comunicarea și al doilea lucru foarte important care menține cuplu e prietenie. Prieten poți să fii cu părinții tăi, cu copiii tăi și cu soția ta, cu totul că cel mai des ești trădat de soție, pormă de copii și pormă de părinți. Pentru că toată lumea trădează. Dacă există comunicare și prietenie, totul e minunat. Ca să existe comunicare și prietenie, tot timpul femeia trebuie să vină cu ceva nou în cuplu. Ea trebuie să se îngrijească tot timpul de un nou fel de mâncare, de noi sortiment de sex și așa mai departe. Pentru că bărbatul s-a născut vânător, e un vânător și tot timpul vânează. Dar dacă la un bărbat ideea de mâncare, 7 zile, șase zile pe săptămână fasole, cu siguranță când o să iasă din uh, casă la un restaurant, nu să comande uh, fasole. Vreau să mai răspundeți la o întrebare, că am înțeles uh, vorbeați puțin mai devreme, că veți deveni primarul capitalei. Nu, nu vreau eu să devin primarul capitalei, cetățenii o să-și doresc înțeles, un primar general ca mine. Cum veți rezolva problema copacilor care ucid cetățenii capitalei în ultimul timp. Copacii care ucid? Da, nu știți, nu se cu ei. Ei, întâmplă, sunt accidente. Vi nu se sunt... pare normal? În da. ultimul timp sunt tot mai des Da, situație. mi se pare foarte normal ce se întâmplă. De ce? E normal, pentru că e normal ca dacă un copac cade până să moară omul în copacul. e normal ca acel copac să cadă în condițiile în care nu există? Da, e normal să cadă, pentru că nu există cu un aparat de verificat copacul pe interior. Sunteți sigur că nu există? Nu există. Dar prin politicile care o să le am eu la Primăria Capitalei, nu, exista? nu există. Și unul dintre copaci era foarte sănătos. Eu cunosc un caz extrem, dar din cauza că s-a montat un garaj prea aproape de copac și s-a uh, secționat rădăcina, când s-a... Foarte aproape, s-a da, făcut fundație la garaj, s-a secționat rădăcina, uh, el nu a mai avut stabilitate în pământ. Deci copacul era perfect, nu avea nicio problemă. Și chiar dacă ar fi un aparat de măsurat copacul, dacă e bun pe interior, n ai cum să măsori rădăcina dacă stă bine amplasată în, în sol. Și la o furtună a căzut copacul jos, s-a smuls rădăcina din copac, nu s-a rupt copacul în două. Și care ar fi soluția?